Salut, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube Astro Rai, sunt Rotaru Adrian și uite că azi voi continua cu file din viața unui astrolog. Vă mulțumesc pe această cale pentru feedback-ul pozitiv de până acum. Mă bucur că am primit câteva e-mail-uri destul de impresionante din partea dumneavoastră. Cu atâtea aspecte retrograde, momentul de față, îmi place să recapitulez anumite situații chiar din viața personală, probabil ca să nu fac aceleași greșeli pe viitor. Oricum, rămăsesem cu, cu povestea. Prin 2008-2009, iar prin 2009 am hotărât de pildă să-mi iau zborul spre Anglia, eram alături de o tipă blondă slăbuță, ce avea ceva probleme și ea la serviciu. Salariul nu era atât de profitabil pe cât și-ar fi dorit. Așa că a fost o situație de win-win dacă plecam împreună spre mare aventură. Clar vorbesc puțin despre casa noua, despre acel zbor spre, spre o altă lume. Cred că iar îmi făceau aspecte plăcute prin casa noua și căutam o nouă filozofie de viață, încercam să cunosc lucruri noi și chiar să le absorb. Doar că pe afară nu este întotdeauna ca acasă, dacă în România mai avem parte de o distracție, de ceva plăcut, un strand, o escapadă, Ei, acolo eram cam în exil. <laughs> Anglia este și patronată de Capricorn, de Saturn și clar te vei simți fie ca acasă, fie ca într-un exil. Eu practic mă simțeam parțial ca acasă, mi-am căutat diferite joburi de la ospătar, barman, zidar până la ceva legate de, de un nivel de a fi bouncer pe la niște cluburi, prima dată unul de noapte, iar mai apoi pe la ceva vipuri într-un club de fițe prin picadili. Anglia este rece, dar îți oferă salarii bune, sălile sunt grozave, aveau o aparatură total diferită față de cea din țară și erau atât de mari încât credeam că sunt într-o altă lume. Aveam tot ce aveam nevoie pentru a mă antrena și clar pentru a mă dezvolta spre un alt nivel. Doar că îmi puneam zilnic întrebările spirituale, ce caut eu acolo, care mi este misiunea și unde duce acel drum. Chiar uneori unde se află Dumnezeu în povestea asta, pentru prima dată înțelesem în Anglia cuvântul God, că se reduce la numărul 8 prin reducție teozofică dacă însumezi numerele ce se află în componența lui. Iar asta ne trimite cu gândul la un număr de puteri. Pe când Dumnezeu pentru noi în limba română, el este reprezentat de cifra 1, ceea ce reprezintă unitatea, pe când optada reprezintă și responsabilitatea, dar și acapararea puterii. Nu e așa că e o chestie destul de minunată, mi-am și spus la acel moment, atunci înseamnă că universul este oarecum matematic, și aici mi-am dat seama prima dată că am nevoie să studiez puțin numerologie. Am pus mâna pe o carte de numerologie și am început să o studiez mai pe îndelete. Dacă cercetam numele zeilor, am observat că aceștia aveau un pattern și sunt diferiți ca numere pentru fiecare locație existențială. Aveam și o obsesiile mele în momentul acela cu, cu vechii olimpieni, cu vechii zei. Chiar dacă eram bouncer, îmi făceam timp să citesc chiar cărți science fiction. Și uite, deși am spus în trecut că nu voi da foarte multe nume de autori preferați, fiind în Anglia am găsit ceva cărți de Asimov, cred că și lui Uranus îi plăceau romanele lui Asimov, de pildă Imperiul, Fundația sau Roboții, Apoi am început să aprofundez și mai mult pe Frank Herbert. Mi-a plăcut seria Dune foarte mult și înțelegeam epopeea prin care anumite personaje trec pentru a ajunge la o finalitate, un înțeles. Cochetam și cu Stephen King pe alocuri și Larry Niven. Luam orice autor ce câștigase premiul nebula în science fiction și revenisem să studiez diferite forme de inteligență prin aceste cărți trecerea de la AI, inteligența artificială a lui William Gibson cu neuromantul, contele zero, codul Mona Lisa, Maca caparasele, în plus, și înțelegeam oarecum că există posibilitatea de a trăi într-o simulare, într-un matrix. Sunt o felul de cărți pe această temă, nu sunt primul în care vorbește pe acest subiect. Eu intrase mai adânc în anumite cercetări în acel punct și mi-am dat seama și îmi puneam oarecum întrebări de genul trăiesc oarecum într-o matrice numerică dacă este adevărat, vă în și filmul la Matrix, clar trebuie să-l întâlnesc pe arhitect. E, e foarte greu să-l întâlnești pe arhitect pentru că, vezi tu, unori el se ascunde mult mai aproape decât înțelegem cu adevărat. Dar de, trebuie să te și hrănești, să ai responsabilitate față de tine și să aduci și mâncare pe masă, să plătești facturi și să ai timp să te și distrezi în același timp, de pildă când ești plecat în afară. Un cinema, un teatru își face magia de multe ori, nu poți sta doar cu capul în cărți și meditații spirituale, este nevoie și de a acționa concret. Cercetătorul apărea și dispărea azi, eram impresionat de ceea ce găseam mâine mă lăsa rece, ca două variante personale. Mi-am adus aminte de visător și ce dorea el de fapt să, să experimenteze prin mine, până la urmă credeam că el se experimentează chiar prin acest avatar, eu eram doar mașinăria pusă în mișcare prin care el se bucura de acțiuni. În Londra am avut parte de tot felul de surprize Probabil voi scrie o carte la un moment dat despre întâmplările de pe acele meleaguri Am și întâlnit câteva staruri autoctone și hollywoodiene Mai mult întrecere și am chiar văzut câțiva fotbaliști de pe la Chelsea și, și Arsenal Și practic era o deschidere spre o lume cu totul și cu totul nou am început să mă întreb oare cum pot deveni și eu unul la ce se află în spatele poveștilor de succes, cum pot ajunge să fac ceva de care să fiu cu adevărat mândru. Dar îmi dădeam seama că nu, nu o făceam pentru că pentru mine era ceva diferit. Uh, Astfel încercam să nu ratez oarecum șansa de a fi acolo, eram într-o nouă țară cu noi deschideri și alte principii și simțeam o oarecare apăsare așa transgenerațională, ca și cum chiar strămoșii mei fie mă ajutau, fie încercau să mă tragă undeva înapoi acasă. Uh... Am început să-mi pun câteva CV-uri pe niște site-uri ce căutau actori, muzicanți, cascadori sau figurații pentru filmele englezești. Uh, și uite, așa am spus, ok, asta este șansa mea, poate iese ceva din treaba asta. Poate dacă mă ajutam și de numerologie cu adevărat în uh, ce zile pot aplica mai bine, mă pot duce la întâlniri sau cum pot crește variabilele de reușită, cu siguranță aveam un succes mult mai mare doar că nu aplicam cunoașterea la acel punct, pentru că practic am avut decât o simplă carte de papus și roata norocului nu și făcuse cu adevărat efectul asupra mea. Până la urmă, natura numerelor iese de a înțelege mai bine universul din care facem parte, clar, nu ne putem concentra doar pe numerologie, ci și pe aptitudinile personale, dar putem încerca să adoptăm o versiune îmbinată. E ca și cum îmi transmit eu mie undeva un vechi răspuns. Uh, practic, eu concurasem deja la câteva concursuri, jucasem rugby în copilărie, practicasem ca amator puțin box și am și ceva arte marțiale, câteva concursuri de Scandenberg, unul de strongman. mi-am spus că poate ce poate fi mai greu de atât. Chiar la concursul la de Strongest Man din țară, îmi amintesc că mă antrenasem alături de doi tipi foarte puternici, unul era campion de karate, care avea alte aptitudini sportive, dar o forță destul de mare și un jucător destul de bun de șah. Pe de altă parte, un fost campion de haltere, de la care desprinsesem foarte multe tehnici din acea ramură sportivă, de ridicat greutăți, în special a fost un concurs din care am căpătat experiență, nu m-am calificat în primii trei, doar că am dat tot ce avea mai bun în acel moment, în acel concurs. E, pe de altă parte, în Anglia totul stătea diferit. În sala în care mă antrenam erau doar tipi foarte, foarte puternici și așa am început și am încercat oarecum să evoluez mult mai mult. Deși fiind departe de țară, nu aveam motivația necesară, era mai mult inima ce mă ducea cât mai departe posibil. Nu aveam nici vitamine, nici suplimente sau ceva de care să mă folosesc la început. Asta a venit pe parcurs în momentul când am primit un salariu și totul a revenit la normă. Știu că e o perioadă acum pe descreșterea asta, după plină din, din vărsător. Nu este cazul să-mi spăl aici rufele în public, doar că face parte din, din această carte care eu o scriu în momentul de față, file din viața unui astrolog. Iar relația cu tipa aia, tipa aia blondă, chiar dacă părea br bună, brusc simțeam o separare față de ea, ceva nu era în regulă, simțeam că Trag de acea relație, dădeam ca și înainte tot ce avea mai bun, doar că aveam prostul obicei de a fi mult prea serios, iar ea avea prostul obicei de a face glume pe seama mea în public. Și lucrurile au denaturat oarecum, de fiecare, de fiecare dată când simțeam asta, nu pot spune că intram în jocul ei, brusc devenise o relație mai mult de dominare, unde găina încearcă să danseze în casă, care pe meleaguri românești nu se petrecuse până atunci, ceva se schimbase. Partea ce nu înțelegea era că eu nu eram cocoș, aici e și o glumă cu leul, e un vechi proverb african în care leul este regăsit că trăiește printre oi, el este adoptat de oi, Uh, crește printre ele și chiar se crede o oaie la un moment dat, asta până ce dă de un alt leu care îl pune să se uite la imaginea sa într-un râu, în apă și e clar atunci leul observă că, că, este un alt fel de animal. El trage primul său răget și își continuă existența, cum este și firesc, să o facă. Uh... <laughs> ați înțeles acest subcapitol. <laughs> Nici eu nu știu ce am vrut să scriu pe aici, dar la momentul ăla mi s-a părut bun. Probabil erau și ceva frustrări <laughs> pe această temă. Eh, cu femeile nu este indicat să te lași influențat de situație. Uneori poți câștiga alături de ele, iar uneori poți pierde. Mai ales dacă ai luna prin casa a doua, ele te pot de ridica sau distruge la nivel de buzunar, să fim bineînțeles uh, în cele din urmă am avut ocazia oricum să joc într-un film, chiar rolul care l-aveam în viața reală de bouncer. Uh, era mai mult uh, o semifigurație, intrase mai adânc în acel rol, pentru că practic și asta facuse mult timp din viață. Scena era simplă, după o altercație într-un bar trebuia să dau afară un client, două replici mici, câteva mișcări de arte marțiale, adversarul era învins și scos din incint. Practic, treaba aia mi-a adus și ceva lire, a fost ok. Am mai așteptat o perioadă, mi-am continuat existența pe meleagurile englezești. La un moment dat am primit o mai mult o invitație surpriză. Știu că sună caragios, dar primisem ofertă să joc chiar într-un film cu Chuck Norris, în Fiul Soarelui, <laughs> ca rol secundar. Primisem ofertă prin e-mail, am discutat de pildă și cu impresarul care se ocupa de actori. Dar, practic, cum primisem acea ofertă, spre surprinderea mea, cei care erau în aceeași casă, locatarii, care stăteau alături de, de noi dispăruseră și cu dispariția lor și câteva obiecte personale și banii adunați din munca noastră. Era o sumă destul de mare pentru acel timp și practic am fost furați. M-am întors acasă, uite că te-ai întors acasă, nu mai ai nici haine, nu mai ai nici laptop, nu mai ai nici bani. E, asta a fost o surpriză, o lovitură în plus. E un fel de test în plus. Oarecum să verifice oarecum poziția mea în casa a patra. Practic nu era o casă de bază, de domiciliu, ci mai mult trăiam la comun. Rămași fără bani, a trebuit să, să ne mutăm, de pildă la un amic ce stătea la, la două stații distanță de Black Horse Down, pentru că acolo am stat chiar așa se numea zona Black Horse Down. Până și acea parte de cartier parcă mi era predestinată. Fiind un jucător de șah, mi-am zis că și calul a căzut și acum trebuie să o iau de la început. Poate că făceam trecerea de la piesele negre la piesele albe și tot așa, pendularul se juca cu mine. Au fost câteva luni destul de grele, am încercat să supraviețuim, nu totul era cald și roz în timp ce dormeam pe o saltea de pildă într-o cameră modestă la tipul ăsta care ne găzduise. el trăia și cu familia lui acolo inclusiv părinții iar timp de câteva luni am încercat să o luăm practic de la zero trebuia să, să mai aștept până ce producția filmului se putea realiza. Doar că vezi tu în momentul când uh, mai dura în jur de o săptămână până ce puteam deveni acel mic mic star uh, a sunat telefonul prietenei mele și erau ceva vești proaste din România, tatăl ei căzuse pe scările metroului și a avut un atac de epilepsie. Este o poveste destul de grea pentru că în momentul de față tatăl ei a părăsit această lume, sper că are un drum liniștit spre lumină. Pentru mine, în momentul ăla, clar, astrele îmi erau împotrivă, pierdusem bani în locul unde dormeam, mă chinuiam de pe o zi pe alta, plus accidentul din țară care pe, pe ea o întorsese total acasă. Am simțit iar că pierd jocul, așa că i-am acceptat sfatul de a lăsa totul în urmă și să ne întoarcem, clar, în țara de origine. Uh, am spus, ok, dacă asta se dorește, asta facem. Poate nu am luptat suficient pentru propriul vis sau poate că era doar o capcană a matriței. Uh, înțelegeam foarte puține lucruri la acel punct, dar aveam o percepție ridicată unde instinctul își făcea bine treaba. Mă simțeam ca într-un vis. Uh, partea interesantă este că mă simțeam uh, ca un personaj, visul ce doream să-l creez, trebuia să decurgă corect pentru a mă propulsa spre o anumită victorie, doar că par sfortuna nici ea nu era alături de mine și mă simțeam ca într-o eroare la un nivel superior. Uh, poate nu chiar așa de superior uh, acum când mă gândesc. Dacă ai ascultat emisiunile precedente, îți dai seama că mă sătura, să mă oarecum să tot pierd, să o iau iar și iar de la început, până când mi-am tot spus, chiar așa am tras eu lozul cel mare în viața asta, cu toate coadraturi și opoziții în harta natal. În cele din urmă am părăsit Anglia și ne-am întors pe meleagurile autoctone, întors și acasă, a trebuit să rebadă revadă părinții, iar eu am început să caut diferite joburi cu salarii modice, ce abia mă treceau cu bine luna. Nu voi detalia aici toate poveștile petrecute, de pildă prin Anglia, voi păstra asta pentru o perioadă mult mai bună, mult mai caldă. Am revenit la vechea echipă amicală din copilărie, la anturaj. Eram ca o umbră a celui care visase că va ajunge mare. Îmi petreceam timpul alături de anturaj și iată că mă întorsesem oarecum la casa a treia, vecinătatea, anturajul, rudele. Am avut suficiente povești să le spun prietenilor și cunoscuților despre Anglia, despre localuri, viața cotidiană, viața de bouncer, ce am încercat eu pe acolo să fac și ce a ce, ce mi-a oferit cu adevărat, o experiență aproape uluitoare, de la valul cel mare, desigur la micimea în care am fost prins, în momentul când am pierdut, de fapt am fost furat de, de banii care aveam, eram dezamăgit, nu neapărat învins, doar că nu reușeam să mă focusez pe ceva anume, timpul ticăia, iar eu parcă eram continuu prins în mrejele viselor altor persoane, am spus ok, poate și colectivul își pune o amprentă asupra mea, există ceva care mă tot trage în țară, mă pune la locul meu și nu mă lasă cu adevărat să evoluez pe ceea ce îmi doream eu în momentul ăla. Secvențele se derulau, înțelegerea despre propria viață devenea mai amplă, dar brusc viața mea devenea ca un experiment al extremului, iar după întoarcerea în țară, mă sună la un moment dat niște prieteni și hotărâm să ieșim, de pildă, într-un club din capital, un club de fițe unde oamenii păreau civilizați, doar că întotdeauna apare un individ care strică atmosfera, genul ăla de joker care nu se oprește până nu-și face numărul, iar totul a denaturat într-o secundă de la acționa împotriva lui cu vorba, până la a fi înconjurat de alți indivizi. Pentru prima dată nu mi-a fost frică, practic aveam o oarecare pregătire în acel domeniu, eram în compania și a unor prieteni, doar că brusc a trebuit să mă lupt pentru ceva anume. Nu am înțeles încă pentru ce m-am luptat, poate pentru propria viață, de la a te distra într-o secundă totul a trecut la haos și asta pentru că nu aveam o înțelegere necesară ca acum, dar și pentru că treaba aia făcea parte din probabil din testul lui Saturn. La acel moment nu mă uitam pe hărți astrologice și habar nu aveam cum un tranzit saturnian te poate duce iar în poziția în care eu am mai fost, de pildă, într-o luptă corul la cor cu mai mulți indivizi care a mai fost supus, de pildă, prin liceu, parcă era o repetiție a lucrurilor, iar Marte era prin Berbec și îmi și o quadratură la Martele meu din naștere, plus Saturn îmi tranzita casa 8. Asta am verificat în momentul când am început să studiez puțin astrologii. Uh, în momentul ăla a fost o încăierare tipic tinerească, doar că într-un minut m-am simțit singur printre pum, sticle și sânge și uite așa că eram am plecat oarecum și fonat acasă, destul de bine, oricum cu capul sus, uh, pentru că totul a decurs corect. Câștigasem un fel de luptă, uh, prietenii mei erau genul ăla de oameni foarte împăciuitori uh, și bine că Așa au și fost, probabil altfel se ajungea mult prea departe, și lucrurile de natură au în cu totul și cu totul altfel de secvenți. Ce vreau să spun este că trezirea este grea, chiar doare, că nu te mai duci spre un vis, întreaga realitate poate deveni ca un bolovan. Ce unor este mai bine să o întâmpine așa cum este ea, cu bune și cu rele. După încăierare am trecut, de pildă, după scurt timp, la a citi și ceva cărți despre atacul psihotronic, protecții magice, stăpânirea elementalilor și încercam să aplic anumite lucruri din ceea ce reținusem din cărți în propria viață. Doar că Memoria mă tot trecea prin acel test din, din acea seară, era ca o traumă, traumă ce se tot repeta, până ce iar am înțeles că întreaga viață este un joc, iar eu un simplu personaj, când vine momentul să aplici tot ce cunoști de la nivel mental, astral, fizic, clar o vei face prin acest avatar pe care ți l-a oferit Universul. Dacă ar fi fost să vorbesc puțin despre casa 11a, pentru că pentru mine este destul de important și cred că și pentru alții este foarte important să-ți alegi prietenii bine, dacă familia nu o poți alege ei aici, o poți face, indiferent de ce apelative vei primi, va veni o zi în care va trebui să alegi cine face parte din anturajul tău și cine nu, până la urmă este viața ta, iar cei care te înconjoară sunt un factor foarte, foarte important. Eu sunt, de pildă, aspectat cu Uranus prin Casa 11. -a. Întotdeauna mi-a plăcut să am prieteni care au o nuanță de ceva special în ei, oameni care sunt diferiți sau au înclinații spre viitor, oameni cu deschidere de la. care ai ceva de învățat de rebeli sau cei care aderă spre non-convențional. Totuși, cu aceștia, fie poți câștiga în viață, fie poți pierde. În tinerețe. Practic nu am avut parte de uh, oameni aia interesați de, de paranormal, de psihologie, de ezoteric, ci practic oameni comuni. Uh, până la urmă, băieții sunt băieți, uh, iar uh, mulți nu sunt interesați neapărat de cărți. Uh, își găsesc liniște și fericirea în lucrurile cotidiene. Avem clar prieteni interesați de mașini, cluburi, fete și nu spun că asta este ceva rău, doar că uneori face parte dintr-un capitol apus, capitolul ăsta, de pildă al meu, din acel timp, mă tot duce oarecum să-mi combat, să-mi autocombat din propriile discuții, din, din, acel moment, pentru mine e ca un truc Jungian care își face foarte bine treaba. Am înțeles în cele din urmă că maturității sunt adesea mai fascinanți și interesanți ca cei ai formării. Desigur, dacă viața ta nu devine un tablou suprarealist pictat de Dali, deși îl ador pe Dali, unde nu știi cine, pe cine șterge la fund, dacă știți la ce mă refer. Iar dacă aducem în acele în alte timpuri, discuția despre aspectele ezoterice, holistice sau paranormale, care, de pildă, ne interesează în momentul de față, există posibilitatea ca anumiți prieteni din trecut să te trimită ori la somn, ori la psihiatru. Așa că este foarte important în momentul de față cu cine comunici, pe ce domenii vrei să mergi și. Încotro te duce drumul. Mă voi opri puțin aici în această zi, sper că și acest subcapitol ți-a plăcut. Dacă am un feedback pozitiv, voi continua cu genul ăsta de povestiri. Mai bine, pe curând!